Bună ziua, bine ați venit la ședința Consiliului Local de astăzi. Declar deschisă ședința de astăzi și aș dori la început să-mi permiteți să fac câteva observații. În luna februarie acestui an se plinesc 30 de ani de la prima ședință a Consiliului Local care a avut loc în februarie 1992. Am onoarea și bucuria de a fi președinte de ședință eu și aș dori să dau câteva amănunte acestei perioade. Astăzi suntem la al 8-lea Consiliul Local, în 1992 până acum. În această perioadă au fost 360 de ședințe ordinare, 150 de ședințe extraordinare și peste 1500 de hotărâri de Consiliul Local, fără cele de astăzi, care nu sunt aprobate. La primar. În istoria orașului Târgu Ocna, de la 1946 până în 1993, au fost 55 de primari. În 1992, în perioada de 30 de ani, 92-96 a fost domnul Bruno Mircea, 96-2000 David Marcel, 2000-2008 Cilodie Ștefan, 2008-2012 Ivanu Floarea, 2012-2020 Cilodie Ștefan și în prezent este domnul primar Cristi Ciumătaru, care este al 60-lea primar din istoria orașului. Eu aș dori să mulțumesc celor care și-au adus un aport în toată această perioadă la conducerea orașului, să urez domnului primar și celor tineri să depășească recordul care l-am bătut de 4 mandate, pentru că am avut cel mai lung mandat din istoria orașului, și v-aș ruga ca pentru cei 20 de consilieri care nu mai sunt printre noi, au plecat la cele veșnice, și pentru primul primar din 1992-96, domnul Brumă, să păstrăm un moment de recunoștință. Vă mulțumesc frumos! Vă supun la aprobare dumneavoastră dar înainte de a începe îi dăm cuvântul domnului secretar general să supună aprobării procesul de vot. Doamnelor și domnilor consilieri, ședința de astăzi, conform codului administrativ este actuală. Din cei 17 prezenți, 16 sunt prezenți fizic și domnul consilier Cucu este online. Înainte de a da citire ordinii de zi de către președintele de ședință, vă rugăm să supunem aprobării procesul verbal al ședinței anterioare al Consiliului Local. Cine este pentru? Sau dacă întâi să vedem dacă sunt discuții pe marginea acestui proces, dacă doriți, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Cine se abține? Pentru domnul Mite. Se abține domnul ăsta. Am lipsit la ședință. Deci procesul verbal a fost adoptat. Drept urmare, îl rog pe domnul președinte de ședință să dea citire ordinii de zi a acestei ședințe. Da, înainte de a citi ordinea de zi, îmi dorește că domnul primar să facă cum vă observați. Bună ziua tuturor! Aș vrea, înainte de a se valida ordinea de zi, proiectul numărul 7, introdus pe ordinea de zi, cel cu privirea la acordarea unui titlu gratuit a dreptului de uz și servitude în favoarea SC Delgaz Grip, în suprafață de 24 de metri pătrați, îl retrag pe ordinea de zi. Mulțumesc! Da, mulțumesc. Procedura este legală. Cadrul legal este stipulat în articolul din codul administrativ. Inițiatorul poate să-și retragă până la începerea ordinii de zi proiectul supus spre aprobare. Mulțumesc. Și în timpul ședinței? Nu, până la ordinea de zi. Până la ședinței. Deci putem citi ordinea de zi. Mai sunt alte observații asupra ordinii de zi? La punctul 1 a ordinii de zi avem proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru luna martie 2022. Avizul va da Comisia Juridică. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2023-2025 a orașului Târgu Ocna. Aviz de la Comisia Economică, Comisia Juridică și Comisia de Urbanism.
Proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al societății Compania Adultități Publice Timbuk-Mansa, aviz toate cele trei comisii. Proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la SCU din Consec ASRL, aviz de la cele trei comisii. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Târgu-Ocna, numărul 55 din 25.06.2020, prin aprobarea proiectului dotarea orașului Târgu-Ocna a Centrului Cultural Ion Talianu cu bunuri pentru valorificarea tradițiilor locale, finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, măsura 6.6.B, respectiv achiziționarea de dotări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local. Avizul la Comisia Economică și Comisia Juridică. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu-Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor SECI Compania Regională de Apă Bacău, ESA, convocată în data 25.02.2022, avizul de la toate cele trei comisii. Punctul 7 a fost retras de pe ordinea de zi. La punctul 7 acum avem întrebări, interpelări, răspunsuri. Dacă sunt observați asupra ordinii de zi. Dacă nu sunt, atunci supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi a fost aprobată? Pentru. Am auzit. Da. Atâta trebuie să fie. Da? Primim. Trecem la punctul 1 a ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 1 martie 2022. Avizul Comisiei Juridice, vă rog. Comisia Juridică a avizat favorabil cu unanimitate de voturi, 7 pentru. Dacă mai sunt observații, dacă nu supun votului dumneavoastră, proiectul de hotărâre, cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva, în unanimitate de voturi, domnul e pentru. Da. A fost aprobat proiectul. Trecem la proiectul numărul 2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023-2025 a orașului Târgu-Ocna. Comisia Juridică? Comisia Juridică a trimis spre dezbatere proiectul de hotărâre la care au fost înaintate de către grupul de consiliere USR un amendament și de către domnul consilier Mărciuc Sandel Gheorghiță 4 amendamente. Toate cele 5 amendamente au fost avizate favorabil. O să rog inițiatorii sau cei care au depus aceste amendamente să le prezinte, dacă dumneavoastră constați. Haideți să luăm toate avizele. Luăm toate avizele și sigur. E mai bine. La Comisia Urbanistă. Comisia de Urbanism a primit doar un singur amendament înainte de ședință, cel al grupului USR, referitor la strada Gheorghe Doja, asfaltarea străzii Gheorghe Doja. Și proiect de hotărâre cu acest amendament are aviz favorabil cu 3 voturi pentru și 2 abțineri. Da, la Comisia Economică am dezbătut proiectul de hotărâre primit și am primit un amendament de la număr de 4 domn consilier. Am pus în discuție și amendamentul și proiectul a primit avizul favorabil cu 4 voturi pentru și o abținere cu amendamentul că strada Gheorghe Doja va fi trecută în lista de investiții, iar sursa de finanțare va cade în sarcina executivului să poată fi găsită și rezolvată această solicitare. Deci avizul este favorabil. Discuții acum, vă rog. Amendamentul domnului Măciucă nu a ajuns la Comisia Economică pentru că îl puneam spre dezbatere, cum nu a ajuns nici la Comisia Urbană. Cine dorește, vă rog foarte mult să vă înscrieți la cuvânt și îi spuneți punctul de vedere ordonat în ordinea scrierii la cuvânt, așa cum spune regulamentul. Cine se înscrie la cuvânt? Domnul Abade. Domnul Măciucă. Domnul Rusu. Mihai. Și domnul Barna. Cristian. A ridicat cu
fracțiuni de secundă mai repede, pardon, pe dumneavoastră, fie mai tânăr. Da, dați-i cuvântul mai repede. Da. Da, de acord. Inițiatorul are dreptul să fiecare intervină de câte o dorește. Da. Vă rog, domnule. Eu am luat mâna primul ca să prezint amendamentul de scurt. L-ați primit cu toții, dragi colegi, stimați colegi la comisie. Dacă doriți să-i dau citire, se completează anexa 3 lista obiectivelor de investiții propuse a se realiza în anul 2022, punctul 27, reabilitare și modernizare strada BFD Gorj. Noi am identificat câteva capitole de la care am putea să echilibrăm și să luăm sume, 50.000 de lei de la protecția mediului ecarisaj și 80.000 de la capitolul cultură, recreere, religie, întreținere spații verzi. 80.000 de 901.000 și respectiv 50.000 de la ecarisaj din 220.000. Valoarea estimată 130.000. Cum v-ați spus și dumneavoastră, domnul președinte, și înțeleg că prin consultare cu executivul, nu insistăm pentru sursa aceasta de finanțare. Dacă se găsește o sursă de finanțare, dumneavoastră știți mai bine bugetul. Dacă vreți, explic și motivația. Tot timpul vorbim despre motorul stațiunii, credință, eroism, frumusețe, dar facem mai puțin sau deloc. Strada este în proxima vecinătate a Minei Salina, care este punctul principal de atracție turistic. Este și biserica, este și Biserica Sfânta Paraschieva, monument istoric, dar bucățică de stradă, 200 de metri, accesată și de turiști și de jumătate din locuitori, pentru că acolo vrem, nu vrem, ajungem la cinipir pentru a prinde o lumânare, arată cum arată și după fiecare ploaie trebuie refăcut. Știți foarte bine, sau probabil că trebuie să spun lucrul ăsta, toți oamenii care stau în capul acestei străzi au mașini 4x4. O mașină normală nu se poate accesa. Au fost situații de râsul plânsul când mai greu să ajungi și cu carul motor la din păcate, dar în realitate. Astea ar fi aspectele morale. Legal am căutat să nu fie prinsă strada pe niciun proiect, să nu vă duc în bugetul local cu această sumă. Și într-adevăr, din ce am înțeles, am studiat, nu este pe niciun proiect, nici cu fonduri naționale sau fonduri europene. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul Apapi. Urmează domnul Măciucă. Domnul președinte, vă rog. Ca să mai arunc o vreme pe spate, nu trebuie înainte, v-aș ruga, domnul consilier, să facem dezbatere pe amendamentul depus de USR și ulterior să-l și aprobăm. Și în funcție de asta, cele 4-5 amendamente, dacă au aprobare sau nu aprobare, în hotărârea finală vor fi regăsite. Altfel, facem... Adică nu o să putem ține în control ședința. Sunteți de acord? Da. Dacă sunteți de acord? Eu întreb. Asta a făcut-o. Într-adevăr, regulamentul și legea spune că amendamentele se propun în ordinea depunerilor. Neavând numărul de înregistrare de la domnul Măciucă, considerăm că a fost a domnului Babe, a USR-ului, dar nu știm exact dacă are număr. Admas, dacă are număr, ce număr are? Poate să-mi spună cineva? La USR numărul 8. S-a primit pe mail. Și a domnului Babe? Ele au fost... Nu are număr de înregistrare, domnule. Dacă nu, atunci haideți, că totul nu este. Dacă sunteți de acord, să propun. Domnul președinte, citesc de pe... Ce am primit acum, numărul este 2093, în 8-a-2-a, amendamentul. Și urcă cum? Și celălalt, cât are? Da, ia de seama și de înaintare, la anul. Ia vedeți. Ca să fie, nu corect. Da. 2100... 2103. Mai spuneți o dată, domnul Abame, cât are dumneavoastră? 2093, 2093. Deci este înainte, da? Suntem în regulă. Da, vă rog, dacă mai sunt observații asupra amendamentului pe care l-a făcut grupul de consilieri. Vă rog, domnul Marc.
una din cele mai importante decizii pe care trebuie să le iau în Consiliul Local e această aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli anual. Salut inițiativa grupului USR, pentru că anul 2022 este un an provocator pentru Consiliul Local și pentru Executivul Primăriei în ceea ce înseamnă investiții în infrastructura orașului. Știm cu toții că vor începe lucrările pe proiectul cu finanțare europeană de valorificare turistică, continuă lucrările și documentația și se pregătesc licitațiile pentru cele două asocieri cu Consiliul Județean. Avem și pe fonduri locale câteva străduțe prinse și cred că pe Angel Salini, pe data de 14, este termenul limită, dar noi astăzi am încărcat în platforma electronică a Ministerului detaliile și adăugirile pentru programul național Angel Salini și atunci când am construit programul național, trebuia să ne încadrăm în niște parametri. Ne-am fi dorit ca să introducem toate străzile din oraș, cele care n-au putut fi puse până acum sau modernizate până acum, în acel program și să, într-un oarecare timp, să reușim ca orașul nostru să fie asfaltat sau modernizat în totalitate la ceea ce înseamnă infrastructură. Acea stradă atunci n-a început să o punem pe un program de finanțare și doream ca această stradă, alături de alte străzi, să le construim pe un program de finanțare pe PNRR sau pe fondurile europene. Dar faptul că o stradă, așa cum spuneam și dumneavoastră, este foarte importantă și din punct de vedere al locuitorilor care locuiesc acolo și al situației culturale care oferă și religioase, fiind acolo cimitir, unul din cimitirile centrale, eu cred că trebuie să găsim soluții anul acesta să o includem pe lista de investiții. Am văzut solicitarea și propunerea de unde să asigura aceste sume. Când am construit bugetul, din punct de vedere al executivului, am încercat să asigurăm finanțarea, în primul rând, cheltuielile de funcționare a orașului și să asigurăm și cheltuielile de dezvoltare. Vă spun de acum, e un buget foarte strâns și în această etapă alocăm aceste sume pe care le-ați propus, cel puțin luăm doar din două capitole, urmând ca la rectificarea bugetară din vară sau în toamnă, când va fi, împreună să găsim soluții, să completăm pe acele două capitole, dacă e necesar. Și noi, ca executiv, ne însușim această propunere și o trecem în lista de investiții, ca strada Gheorghe Doja să fie inclusă în programul de investiții pe 2020. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul primar! Dacă la acest amendament mai sunt observații, vă rog. Ce întrebare? Cum ați ajuns la suma care ați trecut un amendament? Dacă ați făcut un proiect sau ați luat legătura cu o firmă de măsuri care se ocupă de... Cum am spus și în comisie, o să spun tuturor ca să află și ceilalți care nu au fost în comisie la mine. Am luat legătura cu doi constructori, am estimat o suprafață de metri pătrați, am obținut un cost unitar, sumele pe aici au ajuns. Într-adevăr, este posibil să avem lucrări pe adiacente, rigole, lucruri, complicații care vor apărea. E posibil suma să nu fie suficientă. Inițial, suma, că nu știu. 130.000 de lei. E o suprafață de cât e suprafață? Suprafața e 200 de metri liniar pe 4 metri, ceva de genul. 100 și 200. 130.000? 130. Noi am analizat și cu Departamentul de Urbanism, nu știu dacă suma este suficientă, având în vedere că trebuie să trecem toate etapele, dar este o sumă de început cu care putem să pornim a elabora documentațiile. Într-adevăr, fiind o stradă cu o declivitate, trebuie să găsim soluții ce facem cu apele și cum direcționăm apele care vin de pe înălțime de acolo, de pe strada Cireșilor și din spate. Probabil sunt costuri adiacente, vedem cum ajungem să le descărcăm în râul Vâlcica acolo. Da, pentru început, pentru a porni investiția, ne ajung banii. Și când vom ajunge cu indicatorii tehnico-economici și cu celelalte date, vom veni și prezentăm în Consiliul Local și la vremea respectivă trebuie să vedem cum găsim soluțiile în continuare. Mulțumesc! Da, vă mulțumesc! Se consider că domnul Rusu mi-a s-a înscris asta. Deja, domnul Rusu, consider că deja v-ați exprimat. Vă rog, da? Sau vă mai... Dacă mai fi nevoie, domnul Cetăriu. Domnul Măciuc, atunci. Și domnul Bana Cristi, după cum... Votăm ăsta, mă votăm.
Vă rog, domnul Măciu. Nu mai votăm amendament? Vă rog, domnul Măciu. Nu le spune la vot și pe urmă să ai amendament. Da. Așa am înțeles, nu știu. Am dat de acord. Nu, dar dacă la acest punct cu amendamentul la buget, mai aveți la acest amendament, mai sunt observații. Dacă nu mai sunt, haideți să supunem amendamentul la vot. Cine este pentru acest amendament? Președinte, se votează? 1, 2, da, și președinte. Da, mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Da. 3 abțineri, nu? D'acord. Da. Da. Deci amendamentul a fost admis. Acum îl rog pe domnul Ciuc. Deci prezinte amendamentul. Eu am depus 4 amendamente la buget, cumva unul dintre amendamente merge în continuare la ceea ce am zis prezidentul de autoră, și anume la alocarea unei sume de bani pentru prejmuirea cimitirului de la Biserica Cuvioasa Parascheva și eu m-am gândit la o sumă de 100.000 de lei, suma care se va lua de la alte servicii de dezvoltare publică. Și dacă tot facem strada, e bine să facem și gardul, pentru că acolo trec mii de turiști anual și credincioși și au început crucile să fie vandalizate pentru că luau întregimire. Cimitirul a fost dezafectat gardul anul trecut și riscăm să mai stăm un an tot cu păscut oilor prin cimitir. Deci asta a fost logica pentru care am făcut acest amendament. Dacă sunt discuții, tot conservăm. Dar cred că este bine să luăm fiecare amendament, dacă sunteți de acord, și să-l discutăm și să-l spunem. Așa am zis. Domnul primar, vă rog. Da, dacă sunt și alte discuții. Da, mai sunt alte discuții la acest amendament? Vă rog, domnul. Domnul consilier, domnul președinte, am văzut amendamentul domnului Măciucă și l-a exprimat și în mediul virtual. Noi am făcut un răspuns ca un punct de vedere la această propunere și încă o dată facem precizarea că am avut o dezbatere împreună cu tot personalul clerical din tribunal, prea cu cernici părinți, împreună cu părintele Protopop și am discutat și am dezbătut așteptările și nevoile bisericilor din Tribuna. Iar cu privire la propunerea domnului consilier, noi am dat următorul răspuns și aceasta este și realitatea. Cimitirul de la Biserica Domnească nu este în patrimoniu localității, este în patrimoniu bisericii. Am avut o discuție cu preacucenicii părinți de acolo și părintele Cojucal, care și părintele Baroc și părintele Neicu, și acolo se derulează acum un proiect de reabilitare a întregului ansamblu. De fapt, e un trei direcții în cadrul unui proiect, care ei îl fac cu o firmă de consultanță și de proiectare, și una din direcții sau una din componente este acea împrejmuire, punerea în valoare a bisericii și construirea acolo unui așezământ de tip casă mortuară. Deci noi nu putem să intervenim în cadrul derulării unui proiect și noi să venim cu o structură de gard acolo, indiferent pe care soluția am cădea, pentru că acolo se derulează un proiect și își urmează cursul. La fel, și la Biserica Sfântul Nicolae este cea de-a doua componentă a acestui proiect, ansamblul Biserica Sfântul Nicolae, zidul de împrejmuire, zidul de incintă și ce mai sunt acolo, spațiile de, nu știu, de cazare sau ce va fi făcut acolo. Și, de asemenea, a treia componentă este Biserica Precisa. Și în momentul când acest proiect va fi finalizat, vom veni în Consiliul Local și să încercăm să facem un parteneriat cu Biserica, cu Episcopia sau cine va fi persoana autorizată să deruleze acest proiect și vom face un parteneriat de finanțare. Dar până la apariția sumelor reale, a nevoilor, a tipului de investiție care trebuie făcut acolo, nu putem să susținem și să venim acum să facem această propunere. Tot pentru care noi, ca executiv, nu o putem însuși. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnul primar. Dacă domnul Măciucă doriți să mai completați ceva la acest amendament? Deci am să înțeleg că în anul 2022
cimitirul va rămâne fără gaz. Pentru că a spus că proiectul este undeva în luna iunie și în luna noiembrie deja se sistează lucrările. Și nu veți începe probabil prima dată cu gazul. Deci anul 2022 nu m-am lucrat fonduri pentru a veni în atenția în un moment istoric. Da, mulțumesc. Deci haideți să, să nu facem diferențe. Să nu ducem într-o altă direcție discuția. Sunt alocați prin bugetul local sume pentru ceea ce înseamnă conservarea, dezvoltarea sau consolidarea anumitor, anumitor structuri din cadrul bisericilor din orașul Târgu Ocna, iar existența care nu putem noi să le ducem peste un patrimoniu al cuiva și să facem ce dorim acolo. Când există, da, domnul primar. Vă rog frumos, domnule consilier, nu v-am întrebat. Cei de la... Domnul consilier, haideți, vă rog frumos. Haideți, cam aici, nu vreau să deschid regulamentul. Am adus... Vă rog frumos. Deci, domnul... Asta este punctul de vedere al preoților și al episcopiei și atunci nu intru într-o polemică aici cu consilier ca să ducem lucrurile într-o imagine deformată. Vă rog. Interveniți, domnule. Doresc să întreb pentru clarificare. Am înțeles bine ce spuneți? Este imposibil de a face gradul pentru că este pe mine teren de mărie. Nu trebuie spațiu în care am putea interveni, e corect? Da. Proprietatea este a bisericii acolo. Noi răspundeam și veneam cu o proprietate materială dacă ei solicitau să-i sprijinim în construirea gradului. Inițial, anul trecut, când s-a desfăcut acea parte despre Salina, despre Vâlcica, pentru că acel gard era compromis total, avea și un aspect neplăcut pentru toți turiștii, pentru că erau tot felul de bozuri, erau și câteva alunecări de teren, am dat sprijin și a fost demontat acel gard la solicitarea parohiei, s-a lăsat ca terenul să se consolideze natural și să se așeze natural. Ei acum sunt încă în discuții și cu privire la partea de patrimoniu, să vedem exact pe titlul de proprietate. Sunt în fața când își fac cadastru, când își reactualizează cadastru și atunci când în cadrul proiectului este prins împrejmuirea și după ce ei finalizează vom ști exact unde, cum și cu ce materiale trebuie făcute. Cimitirul este împrejmuit sau are un gard pe partea de acces public, pe partea de stradă, doar pe partea cu Vâlcica și pe partea cu proprietatea dinspre nord, despre cartierul Vâlcea. Pentru că și acolo se discută asupra... Da, se discută de o posibilitate de extindere, se discută acolo cu proprietarii, încă au loc lucrurile astea. Mulțumesc. Da, mai sunt discuții la acest amendament? Poftiți, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul religia, bisericile, din toate la un loc, este așa sensibile, sunt cu toții iubim biserica, că suntem creștini, mare majoritate ortodoși, catolici aici. Cred că preocupă pe toți atenția față de a arăta bine locașurile de cult, mai ales că în Târgu Ocna sunt cele mai multe biserici raportate la numărul de locuitori. Eu văd o relație bună între instituțiile, autorități locale și biserica. Adevăr, trebuie să acordăm o atenție bisericii, pentru că e mândria noastră și fanionul și steagul și tradiția, biserica, mă rămas o instituție mai puțin pătată sau deloc pătată, alte instituții au super daune. Apreciez și colegul că este preocupat de biserică, adică să fie din toată inima, cred, nu din un scop de electoral sau de dare, adică cumva că toți iubim biserica și vrem să... Da. Bine, vă mulțumesc! Da. Este în dată și da, vă rog. Ei, este un punct sensibil, într-adevăr, dar faptul că teoretic noi suntem stațiune banilor prin materie de interes național și de fapt arătăm ca și o comună, nu e un punct sensibil. Păi, asta nu e punct sensibil. Nu știu ce e ta de la de barcă, dacă sunt cârtiți apă. Domnul Barcă, ați cu toții am dat la biserică, cu toții contribuind la aici, să ne uităm și la punctul ăsta, care e mai sensibil, de fapt, decât un gard la biserică. Dăm, facem și gard la biserică, nu e nimic de spus. Dar cel mai sensibil punct al nostru este că pe hârtie suntem doar stațiune de interes național, bani ultima de aici. În fapt, nu suntem. Aici e durerea, aici e problema noastră. Aici trebuie lucrat. Cu toții ne dorim să fie. Hai să o facem, să vedem ce facem în orașul ăsta, să devină într-adevăr stațiune.
domnul Rusu, trebuie să vă retrag cuvântul că nu sunteți la subiect. Asta e cu la divers. Vă rog frumos, ați început iarăși. Sunt exact pe subiectul cel mai fierbinte. De acord, de acord. Știu că aveți cu ceva de localitate, dar toate trăiți în orașul comun. Bine, v-am mai spus, vă rog frumos, că nu avem voie să criticăm orașul, criticăm persoane, dar nu orașul. Mulțumesc! O singură observație care cred că nu s-a sezizat, a sezizat-o domnul Babi. Prin domnul primar, executivul ne-a promis că atunci când se demarează proiectul, pentru că numai proprietarul poate să fie cel care promovează proiectul, vom face un parteneriat și vom da sprijinul, cum am ajutat la demontare. Și aici e problema, că noi l-am demontat la rugămintea bisericii, vom sprijini și la montarea acestui gard. Asta am înțeles. Și atunci vom fi informați, vom fi informați și de acest parteneriat în parteneriat. Vă rog să vă scrieți, domnule președinte. Deschidem la butonul ăsta. Da, vă rog. Și atunci, sigur că dacă va fi acest parteneriat, noi vom aproba acest parteneriat și vom vedea condițiile în care. Însă nu poți să nu, să, nu mai au, proprietarul poate să promoveze acest proiect. Mulțumesc! Dacă la aceste, la acest, domnul Barna s-a înscris, vă rog frumos. După, la, după, da, bun. Dacă nu mai sunt probleme la acest amendament, în urma discuțiilor care au avut loc, supun aprobării dumneavoastră amendamentul. Cine este pentru acest amendament? Cine? Singur vot? Două voturi. Două, da. Două voturi pentru... Solidare. Da. Cine este împotrivă? Cine se abține? Vă bucur? Abține. Nu, e de pe zi. Ne abține. Da, mulțumim. Da. Aș vrea să motivez abținerea. Pare că nu avem obiectul... proiectului, să zicem. Dacă nu putem să facem gardul, nu suntem proprietari. Da. Nu cred că s-a supărat. Ca observație, nu cred că s-a supărat cineva de la biserică dacă am face un gard de acolo și fără șurință. Domnul Dragoroc, ce s-a votat? Discuțiile s-au încheiat pe acest lucru. Nu cred că de-a dat la biserică. Vă rog foarte mult. Haideți să lăsăm pe domnul Măciucă. Vă rog, domnul Măciucă, continuați cu celălalt amendament. Deci, al doilea amendament, deja pentru la fel de ordinarea consiliului cap privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli care avem în domeniul constă în cofinanțarea unui program de reabilitare servicii blocului cu o sumă de 150.000 de lei. Am văzut în buget că s-au alocat 30.000, dar mi se par foarte puțin. Și suma se va lua de asemenea de la alte servicii de dezvoltare publică. Și l-am făcut acest amendament pentru că am considerat că anul 2022 trebuie să reprezinte statul reabilitării tehnice a blocului văd din stațiune. 30.000 de lei cât ați alocat, dar sugestia executivului este o sumă mică, 150.000 reprezintă o sumă de început. Și trebuie anul 2022 să începem cu o reabilitare tehnică a blocului. De asta am făcut acest amendament. Da, vă rog. Mai doriți dumneavoastră completări, observații? Rugăm pe domnul primar. Reabilitarea tehnică, într-adevăr, în aceste vremuri complicate, când toate energiile s-au scumpit și încă se vor scumpi, reprezintă un proiect important pentru proprietățile a care sunt aceste amplasamente. Dar Consiliul Local de Vorne Executivul are doar o parte din acest proiect. Anul trecut am avut alocat 20.000 pentru acest proiect, în speranța că proiectele de finanțare se vor deschide în anul 2021. Iată că ele s-au amânat, nu s-au deschis, probabil vor fi deschise în anul 2022, fie pe Planul Național de Reziliență, sau fie pe fondurile structurale. La această oră, încă nu știm care se va deschide primul. Dar nu asta este problema sumă. Cel mai important lucru, și chiar am discutat cu niște consultanți și vom face o întâlnire publică în care vă rog și pe dumneavoastră și proprietarii de la loc, trebuie să ne întâlnim și să înțelegem că nu putem derula niciun proiect în acest sens dacă nu există o formă juridică.
Forma juridică, proprietare, trebuie să se constituie în asociații de proprietari, fie de bloc, ca un singur bloc, sau fie de mai multe blocuri. Sunt câteva asociații mici la nivel de localitate în care acum încearcă să și ei să-și pună, să se pună pe picioare. Din apoi, după ce s-a constituit asociația, trebuie să urmeze niște pași în care trebuie să fie adunare generală, să treacă ca obiectiv, ca proiect de dezvoltare, să asigure într-un cont o parte de cofinanțare, iar noi venim cu partea cealaltă de cofinanțare. Astea sunt reguli. Noi nu putem să alocăm acum o sumă și să vedem dacă suma o aloci în baza unui proiect, în baza unui documentații. Ceea ce am alocat noi acum 30.000 sunt pentru a începe derularea acestor documente, avize, și vreau să vă spun că primul pas ne trebuie cărțile tehnice ale blocurilor. Săptămâna aceasta am transmis la Arhivele Naționale să scoatem cărțile tehnice ale blocurilor. Sunt blocuri construite în anii 60, 70, spre 80 și vreau să vă spun că în arhiva instituției nu se găsesc aceste cărți tehnice. Pentru că ele, când au fost construite, au plecat odată cu trustul de construcții, probabil au fost la asociațiile de proprietari care acele s-au dizolvat, s-au desființat, s-au pierdut arhivele lor, sau au fost preluate de Arhiva Națională și acum am solicitat cărțile tehnice. Să vedem ce cuprind acele cărți tehnice. După care trebuie să începem documentațiile de cadastrare și să vedem exact cum sunt amplasamentele și cum sunt amprentele lor. A treia etapă trebuie să pornim la întocmirea certificatelor energetice. Pentru că nu poți să soliciți modificarea valorilor energetice dacă nu ai un certificat energetic care să spună te încadrezi în categoria inferioară și tinzi spre o categorie superioară. Sunt pași care trebuie să-i, noi ca și executiv, trebuie să-i consiliem pe proprietari să depună efort, să se asocieze și să pornim la aceste lucruri. Dacă nu, doar sunt discuții. Finanțările sunt generoase, ne provoacă, ne trec emoții, dar pot fi accesate. Cele care au fost în anii precedenți la anumite unități administrative au fost cu dedicație spre municipii. Și nici alea nu au evoluat foarte mult. Prin Ministerul Dezvoltării se chema atunci, sau la locuințe. Dar orașele nu s-au încadrat în acele tipuri de finanțări. Și de-aia stăm cu arma la picior, acești bani să-i avem pentru începerea documentației. Vă mulțumesc. Da, sunt și cum. Da, domnul Antonin. Și eu personal și Comisia de Urbanism s-a adus de mai multe ori în discuție această reabilitare termică. Sigur că domnul Vlad spune de niște etape obligatorii, chiar că suntem în urmă cu etapele astea, dacă programul apare, deci chiar vă rog să le urgentați. Și numai etapele astea de cadastrare, de auditul energetic, nu știu dacă depășesc cei 30.000 de lei cu siguranță. Da, deci numai partea asta deci de hârtii. De asta și, chiar trebuie să fim pregătiți, chiar unde nu sunt asociații. Noi să ne facem datoria, domnule, am cadastrat, am făcut, avem cartea tehnică, erau și pe la edilitar cărțile tehnice, nu mai știu. Da, deci e o problemă stringentă această reabilitare termică. Și vorbeam cu colegii de la biroul de specialitate, ci care e și anul ăsta acest proiect. Și dacă ies în 3 luni, noi avem ceva făcut? N-avem. Vom fi iar în urma proiectului. Și deci trebuie să ne grăbim, rugămintea e să ne grăbim cu partea noastră. Ce ține de noi, am derulat. Aici aveți perfectă dreptate. Este clar că cele 100 de blocuri, 120 de scări de blocuri câte avem noi, sau blocuri câte sunt, nu le putem include într-un singur proiect. Și atunci clar vom discuta de o etapizare. Și acești bani, într-adevăr, la nivel de oraș nu ajung. Sunt insuficienți și probabil o mare parte din buget. Deci pentru cadastrare nu ajung. Absolut. Dar aici vom avea următoarea situație. Vom vedea că vor veni niște cărți tehnice de la blocuri. La alte blocuri spun că nu se găsesc și atunci trebuie să vedem ce găsim. Cele care vor avea cărți tehnice ar putea să nu dorească proprietarii. Cei care n-au cărți sau n-au nu știu ce să dorească. Aici, după aia, dacă își doresc, nu sunt constituiți în asociații. De aia spun că acești pași, în acest timp comprimat, ne vor provoca. Există asociația 5, fost, mai sunt ceva asociații. Am discutat și cu proprietarii, adică cu conducerile asociațiilor de proprietari, să găsim soluții pe mobilizarea proprietarilor. Sunt foarte multe apartamente goale. Și încă o mică problemă, deci am citit în presă că la Cluj, de exemplu, vor sprijini un program tot din fonduri europene cu panouri fotovoltaice pe bloc.
Sigur, tot condiția să fie asociația. Asociația va vinde surplusul de energie în sistemul național, va avea deci tot o sursă de economie. Vă rog să urmăriți și acest program, ci că există... E lansat, da, și se pretează și acolo, la noi, la, pe blocuri, deci ar fi tot un mod de economisi energia. Da, mulțumesc. Da, mulțumim, domnule Antochi. Domnul Rusu, s-a scris, poftiți. Nu, mulțumesc, domnule Rusu, dar totuși o să întreb, că cu riscul că să mă atenționați iar la finități pentru oarecare localitate, știu că la Dărmânești. Au reușit să fac înveropare sau tot ce înseamnă asta. Și nu e la blocul. Nu știu pe ce program, știți ceva? Da, la Dărmânești a fost o asociație de proprietari, ei au 5 blocuri acolo și au prins pentru 2 din ele sau 3. Au făcut vreo 3. Da, 3, cele de acolo. Pe ce program? Pe știți ceva? Au prins pe un program de pe ANL, pe ăla al locuiței. Când, la vremea respectivă, ei erau constituiți în asociații de proprietari. Dacă vă aduceți aminte, în Consiliul Local trecut s-a dezbătut și executivul a dezbătut și au făcut câteva întâlniri cu proprietarii. Când s-a dus, haideți să mergem pe acea eficiență energetică, pentru că este o singură scară de bloc, sau un singur bloc, G8, care au reușit să se constitui la vremea respectivă, au făcut pe un credit proprietare, primăria a făcut toată documentația și a plătit o parte din cofinanțare, dar restul au plătit proprietarii pentru un credit la o bancă comercială. Așa au făcut și cei de Dărmânești, că a fost în același pachet de program. Da, vă rog să-mi permiteți să completez întrebarea pusă de domnul Rusu. Orașul Târgu Ocna are blocuri din 1962. Dărmănești, orașul iubit de dumneavoastră, a avut primele blocuri făcute acum de anele. Condiția să fiți sănătos. Târgu Ocna e localitatea mea natală și fiecare ține cu localitatea natală. Domnul Puțile, când au fost la anele, au făcut întâi asociații. Am făcut și noi aici la anele. Însă, având la Târgu Ocna, este mult mai greu pentru că trebuie să convingi proprietarul să se înscrie. Am pus punct aici. La acest amendament, dacă domnul Bana, am văzut că vreți să ridicați la luna, dar numai la acest punct, vă rog. Exact, la apelopare. Dacă nu creșteți, asociațiile forțate până există toate, juridic. Au fost pus la totuși atât. Dacă îți dorea prezintele comerțului pe codul fiscal, sunt toate active. Nu sunt niciuna neuradiată juridic. Toate sunt asociații pe cod fiscal și la listul comerțului. Sunt pe cod fiscal la fața listul comerțului. Dar pe toate sunt la acel juridic. Toate. Pe cod fiscal, dar el dacă nu sunt reprezentate sau nu sunt... Sunt juridic, sunt asociații pe cod juridic. Vreau să aveți cea mai mare experiență, domnul. N-aș vrea să intru pe subiectul ăsta. Da. N-aș vrea să intru. Vă rog, câteva secunde. Vă rog, la acest punct, dacă mai aveți observație. Da, domnul... Da, vreau să-l întreb pe colegul Barna. El e bun. Vreau să spuneți că funcționează. Sunt activ. Sunt activ. Pe cum? Activ din juridic, dar el au activitatea suspendată, vreau să nu? Da. Dacă e tribunal făcut el. Prin hotărârea... Dar sunt, pot activa urgențe. Nu, dacă este un program de urgență, deci pot activa. Sunt nereprezentate. Mă rog. Da, este problema asociațiilor de proprietari, părerea mea, este că... Dar sunt asociații. Deci noi am pus 10.000 de lei, fost față de anul 2021, când am, și atunci erau insuficienți, nici 30.000 nu sunt suficienți, dar trebuie toate capitolele să încercăm să le, să avem finanțare pe ele, să putem să începem derularea lor. Și apoi, punctual, dacă un proiect pleacă mai repede sau ajunge la maturitate, să găsim soluții, să-l finanțăm și să-l ducem cu bine la sfârșit. Mulțumesc. Da, vă rog, la acest punct, mai rog, probabil, la acest punct. La acest punct. Drăgăruț. Drăgăruț și apoi dumneavoastră. Mulțumesc, domnul președinte. Păi, este clar că fără o asociație care să funcționeze, să fie sănătoasă, nu putem accesa nimic. Eu aș recomanda să ajutăm, să facem o asociație, să funcționeze foarte bine și va fi o forță a exemplului. Și atunci se vor încuraja și alți cetățeni și se vor constitui pentru blocurile lor în altă asociație, alte asociații. Deci să facem una să fie funcțională, că de aici se vor naște și altele care nu pot accesa. Da. Sunt activi, domnule. Sunt activi, să fie funcționale, să fie energice. Trebuie să ajutate, că măcar acele funcționale o să... Dar vă rog, domnul Amabil. Asta e ideea, da. O scurtă intervenție. Vreau să felicit intervenția domnului Antoie,
care cred că dumneavoastră a pus punctul. Da, în general. Știm ce avem de făcut, dar trebuie să facem mai repede. Că altfel trec lucrurile și diferența între Târgu Ocna și Dămănești, care Târgu Ocna n-a făcut Dămănești, tot cred că este și viteza cu care s-au mișcat. Eu pare personal. Dar revenind la obiect, 30.000 cât sunt în buget, sunt de ajuns pentru pașii care îi găsiți de făcut? Este o sumă pe care am putut să o prindem, pentru că dacă ar fi să discutăm de toate proiectele, ne-ar trebui o sumă astronomică. Nu putem în aceeași unitate de timp să derulăm și în infrastructură, să investiți în infrastructură, și în dezvoltarea infrastructurii școlare, și în infrastructura spațiilor rezidențiale, și tot ce înseamnă celelalte. Știm cu toții. Da. Așa cum spunea și domnul Rusu. Hai să vedem care e mai important. Această asociere a proprietarilor, noi nu putem interveni. Ce avem noi ca executiv? Avem o persoană care prin fișa fostului consiliază, sprijină, participă la toate întâlnirile, vine cu toate documentele să le prezinte către cei interesați. Mai mult de atât, nu putem intra, pentru că sunt proprietăți acolo, condominii. Da, e o mare problemă, e o mare provocare. Târgu Ocna are 2500 de apartamente, constituite în vreo 5-6 asociații, teoretic, sau și practic, dar practic la jumătăți de măsură. Funcționează cea mai numeroasă asociația numărul 5, zona de la Iefuri de aici, și restul mai sunt câteva asociații. O asociație la G8, o asociație la B4-5 acolo, mai o asociație la Euri și a 11 Oscar. Da, Oscar. Deci, și vedeți, a fost această reticență. Sunt unii proprietari care cu greu au reușit să se constituie o scară și n-au dorit ceilalți să achizieze la ea. Ca măcar un bloc să știi că îl prinzi. Mulțumim, domnul primar. Eu dau cuvântul domnului. Doamna Babi, continuăm. Doar o continuare a discuției. Poate n-am întrebat pe mine. Ce vreți să faceți cu 30.000, ca să-i punem întrebarea mai clară? Am văzut suma asta de 30.000. Care e destinația sub? Avem cadastrarea de făcut primul lucru, avem de solicitat documentația de risc seismic, pentru că și asta este o componentă în cadrul proiectului, și vedem care mai sunt ceilalți pași. Cărțile tehnice, că și acolo nu ți le liberează nimeni, sau dacă trebuie să actualizate, dacă trebuie să ceva făcute, nu știu. Și apoi, primele documentații pentru studiul de fezabilitate în ceea ce privește risc seismic. Nu, domnul, citiți în lege, domnul. Vă întreb, nu știu. Păi dacă nu știți, citiți. Așa se cere. Dacă nu citeți, da. Eu credeam că nu dați o explicație. Păi dacă dumneavoastră, nu suntem la școală aici, domnul. Dar vă piață, eu vă întreb la buget de ceasă. Haideți, vă rog frumos. Domnul Bari. Dacă mai sunt la acest punct, observați. Domnul, dați-mi voi să dau și eu câteva explicații cu această anvelopare. Este o acțiune care trebuie făcută în oraș. Vă spun din experiența mea. Sunt două lucruri. Asociarea este un act benevol pe care trebuie să-l facă proprietarul. Nu poate primăria să forțeze să asocieze. Primăria a dat tot timpul sprijin pentru a întocmi actul constitutiv, partea juridică și chiar am înscris noi la judecătorie pentru cei care au dorit. Și atunci primăria are o parte de făcut, dar are și proprietarul ceva de făcut. Proprietarul să înțeleagă că partea care revine lui trebuie să o facă. Prima problemă la asociere. A doua problemă. Proprietarul trebuie să dorească să anvelopeze. Și sunt mulți care nu doresc. De ce? Îi trebuie autorizație de construire, îi trebuie lucrări cu proiect, cu rezistență, cu tot ce trebuie acolo, cu autorizație de construire și atunci îl ajută numai cu finanțarea lui, îl ajunge cu finanțarea lui, mai mult decât el ar face la negru cu trei meseriași, cu două schele și cu polistirene. Acum știți că nu se mai admite polistirenul, vata de sticlă. Și atunci, rugămintea este să discutați cu cetățenii care doresc anveloparea, să vedem câți doresc această anvelopare și să fim noi sănătoși să se cheltuiască cei 30.000 și vom face tot noi rectificare de buget și vom găsi și celelalte sume. Mulțumesc! Dacă la acest punct mai dorește cineva, dacă nu mai dorește, haideți să supunem la vot acest amendament făcut de domnul Ociu. Cine este pentru? Câte voturi? Mai ridicat o dată, vă rog, domnul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 voturi.
Păi cine? Păi stați un pic. Acolo în asta se spune că se ia o sumă de... Amendamentul constă în faptul de a completa această sumă. Da. Cu cât? 100 de mii de la dezvoltare? 120 de mii. Am înțeles. Bun. Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7. 8 abține. Domnul președinte. La acest amendament, știți că votul trebuie să fie majoritate absolută, 9 voturi. Deci amendamentul a trecut. Bun. Mai departe, domnul Măciucă. Continuă domnul Măciucă cu amendamentele, da? A mai aveți vreo observație de făcut? Vreau să spun că, o completare, că tot a trecut amendamentul. Spunea și domnul primar de acea reticență a proprietarilor. Stimați colegi, vreau să vă reamintesc. Pentru că asociațiile de proprietari care au fost, nu s-au aplecat îndeajuns la cerințele proprietarilor. Și sunt multe cazuri și am persoane, cunosc persoane în Târgu Ocna care au avut multe probleme cu asociațiile de proprietari, în ceea ce privește ori acoperișul blocurilor, ori ce însemna demisolul blocurilor, în care asociația de proprietari, nu s-a implicat cu absolut nimic. Și ăsta este un motiv a cetățenilor că nu doresc să se reînființeze acele asociații de proprietari, care au avut mari, foarte mari probleme. Mulțumesc! Da, am înțeles. Mai aveți o amendamentă de nou? Da? Vă rog. Mulțumesc, colegilor. Continui. Aș vrea să se completeze anexa lista obiectivelor de investiții. Vă rog. Pentru a se realiza în anul 2021. Cu reabilitarea și modernizarea străzii Pisești din numărul 137, este strada care duce spre Centrul Educativ Târgu Ocna. Valoarea estimată a investiției 150.000 de lei și se va lua de la același capitol, iar motivația pe care am găsit-o și la cetățe este aceea că sunt delegații străine care vin pe acea stradă, sunt angajați al Centrului Educativ Târgu Ocna care merg la servici. Și este o stradă încordată pentru a fi asfaltată, nu va de la buget, nu este lungă, nu este nici lată și nu va fi o sumă chiar așa de mare care să vă durească bugetul. Mulțumesc! Da. La acest punct, la acest amendament, dacă aveți observații, domnul primar. Păi domnul Măciuc a preluat o documentație, probabil, din care am elaborat-o noi în 2021. Și acum vine și o să spune ca și amendament. Ca și munca dânsului. Vă rog, deci ați făcut un dar în 2021. Vă rog, domnul Ciucă. Dați-mi voie, dar... Vă rog, frumos. Să fie asfaltat. Care este problema? Domnul Ciucă, are cuvântul domnul primar? Dumneavoastră vă dau cuvântul. Vă rog frumos. Mulțumesc. Ca să nu începem cu avertismentul. Vă rog. Domnul primar. Și am făcut parteneriatul cu Consiliul Județean pentru jumătatea de străzi în Tisești. Și nu poate să rămână un capăt de stradă, cea care leagă de la intersecția Tisești până la poarta Centrului de Reeducare din Nord, o stradă balastată, și atunci noi am făcut un studiu să începem o procedură de a face și acolo această investiție. În anul 2021 am făcut documentația. Pentru anul 2022 eram în căutarea acestei sume în la rectificarea viitoare. Nu putem acum să trecem toate străzile și să... Pentru că bugetul acesta pe care noi l-am construit este un buget echilibrat. Dacă vom lua dintr-o parte și în alta, vreau să fac precizarea publică că ceva nu va funcționa. Drept pentru care eu nu pot să susțin acest punct.
Da. Acum, domnul Mășu. Etapa Dalii este prima etapă, este adevărat. Dacă ați făcut-o în 2021, nu știu cu ce costuri, dar Consiliul Local n-a fost să anunțați. Ne puteți spune, domnul primar, cât a costat documentația Dalii la această stradă? Nu am acum datele acestea. Nu le-ați solicitat. Am înțeles. Dacă aveți documentația la zi, nu există nicio problemă să vă asfaltăm repede în 2022 și să se bucure cetățenii orașului Dobrogea de încă o stradă asfaltată cu bani de la buget, ceea ce ne și dorim. Având în vedere că Consiliul Județean nu prea a dat bani pentru asfaltări în orașul în 2022. Uitați-vă, da, mai aveți o rogică? La acest amendament? Da. Nu, la acest amendament mi l-am susținut. Vă rog. Observați discuții la acest amendament. Vă rog, domnul. Ce sumă ați prins și de la bani până am auzit? 150 de lei. Și suma va fi luată de la alte servicii de dezvoltare publică. Dar care sunt alea? Păi dumneavoastră le-a spus, dumneavoastră trebuie să-mi spuneți care sunt alte servicii. Domnule, acolo sunt niște sume și sunt niște capitole financiare pe care dumneavoastră ca și consilier trebuie să știți ce se cumplită. Nu facem lecții aici. Nu ați dezbătut bugetul cu consilier. Dar nu există o legislație care trebuie să dezbat capitole. Și ne spuneți că este armonizat și nu putem lua din nicio parte. Nu facem nimic. Cum e formulat? Nu mai puțin să citim amendamentul. Nu am amendamentul. Păi da, dar nu la fel nu știu. Da, dacă sunt alte servicii de dezvoltare publică, o asfaltare este dezvoltare publică. Este părerea mea, nu știu ce părerea aveți dumneavoastră. Poate numai cu Dalii și cu studii de fezabilitate. Vă rog, haideți să-i dăm voi, doamne. Da, capitolul alte servicii publice generale, este capitolul 5402, are într-adevăr 1.281.000, dar sunt prinși bani pentru evidența populației, ratele la bancă și fond de rezervă 100.000. Deci asta înseamnă capitolul ăsta. Nu să plătim ratele la bancă. Să luăm ca să ducem unde. Atunci vă rog să găsiți bani în alte capitole, chiar și cele de funcționare. Să știți, de exemplu, în salubritate mi se pare că este foarte scump. Vă informez că și la reabilitarea tehnică ați luat tot banii de aici. Deci sunt banii de rate. De acolo luăm, da, bine. Banii de rate. Să se consemneze în chestia asta că din banii de rate s-au dus banii acolo. Ăsta sunt bani de rectificare bugetară. Bine. Și nu o să mai fie zile orașului de 400.000, o să fie de 50.000 și o să avem bani. Da. Vă rog tare mult. Domnul Ciucă, mai aveți ceva la acest amendament? La acest punct, nu. Vă rog. Mai are cineva intervenții la acest punct? Dacă nu, supun la vot. Domnul, ați completat. Mai aveți ceva de completat la acest punct? Ați ascultat și părerea executivului și a domnului primar, a doamnei contabil șef. Vă rog, supunem la vot. Cine este pentru acest amendament? Șase voturi. Cine este împotrivă? Cine se abține? Deci amendamentul nu a trecut. Alt amendament dacă aveți, domnul. Mulțumesc. Am o al patrulea amendament. Care tot așa ar vrea să fie intervenția de investiții pe anul 2022. Cu amenajarea 200 de locuri de parcare pe strada Sabinei, începând de la casa domnului Grânceanu până la intrarea pe poarta instituției. O parcare în schic care nu ajunge și nu afectează, să zic, zona de protecție feroviară și ar aduce un beneficiu în plus și pentru cetățeni și pentru turiști în orașul Grânceanu. Că a început să devină sufocant cu locurile de parcare și chiar nu s-a făcut nimic din 2014, de când a trecut printr-o hotărâre de Consiliul Local, amenajarea locurilor de parcare. Și suntem încă la cadastrare și va mai dura. Dar dacă credem în duge, vom urmări să se și facă. Asta n-a domnul. Valoarea estimată a investiției este 100.000 de lei. Se va lua tot de la alte servicii și dezvoltare publică. Parcările sunt o necesitate, sunt pentru cetățeni și pentru turiști.
o stațiune modernă nu poate funcționa fără locuri de parcare. Bine, mulțumim. Vă rog, domnul. Aici, domnul președinte, dați-mi voi, nu pot fi de acord cu amendamentul domnului Mășucă. Și vreau să-l corectez. Nu cred că în anul 2021 circulația pe strada Salina mai fost atât de sufocantă. Chiar sau Salina a creat foarte multe locuri de parcare. Observați că inclusiv în perioada de iarnă n-au mai fost blocaje cu mașinile la Cărca Sare și toate mașinile au fost redirecționate din curtea Salinei. Deci, stimați colegi, chiar nu este... E adevărat. Locuri de parcare sunt nevoie peste tot. Dar în cazul de față cu strada Salinei, chiar eu zic că traficul s-a fluidizat și nu mai au loc blocaje și toată lumea este mulțumită. Toată lumea este mulțumită. Eu vă spun că în anul 2021 nu au mai fost aceste probleme. Nu au mai fost atât de mult studiu. Domnul Măciucă, vă rog tare mult! Nu v-am întrebat, vă rog un pic de respectare față de colegii dumneavoastră. Repet, în anul 2021, pe strada Salinei, nu au mai fost probleme cu blocarea străzii și vorbesc chiar pe strada de la autocară spre Salină. Da? Pentru că acolo era problema cea mai mare. Nici în perioada de iarnă, când mașinile au fost la încărcat sare, de asemenea, nu au mai fost probleme. Traficul a fost fluidizat în totalitate, toate mașinile fiind în curtea Salinei. Iar pentru asta, să știți, stimați colegi, că Salina a făcut investiții enorme pentru a rezolva această problemă a parcărilor și a traficului. Mulțumesc. Da, mulțumesc, domnule. Domnul Măciu. Anul 2020 și anul 2021 a fost un an pandemic, după bine cum știți, și nu a fost un trafic așa de mare și întotdeauna a surplusul de parcări ar trebui să fie și nu invers, absența lor. Și 200 de locuri de parcare nu sunt un lux, sunt o necesitate. Și un început, tot pentru stațiunea pe Bocna, de a avea niște parcări amenajate, de la care putem lua chiar bani. Da. Dacă le amenajăm, pentru turiștii care vin, putem lua un leu, doi, pentru staționare și se pot întoarce bani la bugetul local. Da, mulțumesc. Domnul Drăguț. Da. Orașul nostru are nevoie de parcări, dar trebuie lucrate, făcute acolo unde este absolut necesar. Să începem cu zonele foarte aglomerate și să identificăm locuri, cât de mici ar fi ele, să le dăm parcări. Cred că în acea zonă deja există o saturație, nu chiar o saturație, dar o liniște a parcărilor. Da. Deci avem nevoie de parcări, dar să identificăm alte locuri zona centrală, cam așa aș recomanda, dacă sunt bani. Da. Mulțumesc! Eu n-am spus că nu este nevoie de Doamne Ferește. Singur nervii. Noi sperăm să avem turiști cât mai mulți și locuri de parcare cât mai multe. Dar am spus că în mare parte s-a rezolvat această problemă și nu mai putem discuta de un trafic sufocant în zonă. Da, eu aș dori să intervin și eu la acest punct. Nu cred că amendamentul domnului Măciucă poate fi aprobat din două motive. Situația este cu totul alta, pentru că trebuie să mulțumim colaborării pe care am avut-o cu Salina, pentru că ei au rezolvat acele mari probleme. Și cu parcarea în incintă, cu descărcarea, cu încărcarea sării în incintă și nu pe stradă, cum era cândva, și sigur că a apărut și această parcare privată la intrare spre Salina. Asta este un aspect. Și al doilea aspect pentru care n-am putut face mare lucru este un proces în prezent între Salina și primărie, exact pe strada Salinii. Până nu se termină acest proces, nu cred că putem să facem investiții acolo. E adevărat, domnul Orog. Da? Care este strada Salinii? Strada Salinii? Două străzi cu același de lângă. Da, strada Salinii este o stradă cu două brațe. Nu merge cu sos pe partea dreaptă cu Videra Dulcele, începând cu numărul 2, 4, 6, Salina are 12 și pe partea dreaptă cu numere fără sos. Strada Salinii începe
mai sus de, de Salina, chiar la cărări la Vâlcele și se termină la domnul Brânceanu. Mulțumesc! Dacă nu mai sunt dezbateri pe acest, acest amendament... Executivul nu știu. Executivul nu știu ce este acesta, nici nu poate să facă investiții și am adus și eu argumente că sunt alte situații și este un litigiu pe rol care nu poate să permite până la lămurirea lui investiții. Vă rog, supun la vot acest amendament. Cine este pentru? Măciucă. Un vot. Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Amendamentul nu a trecut. Alta? Da. Abținere, da? Alt amendament, dacă mai aveți, domnul. Nu mai. Nu mai sunt, da? Cele patru amendamente. Bun. Mulțumesc. Doresc să vă informez că supunem proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anii 2023-2025 a orașului Târgu Ocna. Doresc să vă amintesc că avem nevoie de o majoritate absolută, respectiv de 9 voturi. Domnul președinte, înainte de a supune la vot, eu m-am scris odată acolo, e posibil să... Eu când ocup pe proiect, am discutat... Dar vă rog, sigur, dar acum am trecut la, am trecut amendamentele și acum discutați pe buget. Asta am spus că... Da. Da, discutăm pe buget, dacă mai sunt. Am avut senzația că vreți să supuneți la vot. Dar... Dacă nu mai era observație. Dacă aveți, vă rog, ne-am uitat pe, pe lista de buget, pe lista de buget, pe proiectul de buget, pe lista obiectivelor de investiții. Deplângem că nu a existat o prezentare a bugetului. Nu o permite, nu, nu o cere legea, dar am văzut că ați făcut dezbatere cu diferite categorii, cu taximetriști, cu constructori, dar cu Consiliul Local n-ați găsit de cuvință să inițiați o discuție, o prezentare a acestui bugetului mai departe. Ne vine foarte greu să, să susținem un astfel de buget și vă spun de ce. De ce? Pentru, să zicem, relația sau cum s-au desfășurat lucrurile în Consiliul Local în ultimul an de zi, în care am avut senzația că dacă aveți nouă voturi, restul nu mai contează și trebuie trecuți la și alții. Sunt câteva proiecte de hotărâre pe care cu toții, dragi colegi, stimați colegi, le-am aprobat. Nu le-am găsit pe lista de investiții. Cum ar fi proiectele, mă rog, tarabele sociale cu domnul Barna, nu l-am văzut. Probabil că era și alte investiții. Codurile QR. Deci, repet, ce spun eu e cumva un cumul al ultimilor, al ultimului an de coabitare aici, în Consiliul Local. Am propus un regulament prin care să acordăm fondurile nerambursate. Clar, transparent. Bun, nu l-ați aprobat regulamentul. Sau nu, nu s-a dorit. Dar nici aici nu a spus ce bani, unde se duc, la așa alte cheltuieli. Pentru diferite competiții sportive am votat sau plătit banii a doua zi. Pentru alte categorii care nu intră în cele 9 voturi, le-a trecut la mapa 13, cum se zice. Adică la și altele vedem noi când vom face. Din motivul ăsta nu, ne, nu putem gira, pentru că am pierdut cumva încrederea în exercițiu. Poate că ne dați niște dar e foarte dificil acum să, să avem încredere că, da, un exemplu, banii care vor fi dați, nerambursabili, vor fi dați pe niște criterii. Vor fi dați. Și ne vine greu să votăm bugetul din, din aceste considerente. Pe urmă, dacă ne uităm la, la un exemplu, școala 2. A spus 800.000, școala 2 trebuie să se termine în 2023. Din experiența școlii 1, ați văzut că într-un an de zile nu puteți termina. Riscăm să pierdem banii, iarăși. Puteți să îi chemați, să prezentați bugetul, să discutăm în detaliu. Repet, calculul ăsta simplu pe care îl faceți, că aveți nouă voturi din volei, câteodată dă, câteodată nu dă. Am expus parte din argumente, mai am câteva, dar cred că ați înțeles ideea.
Da, mulțumesc. Mai dorește cineva să intervină? Vă rog, domnul Ciu. Da. Eu aș vrea să zic doar atât. La doleanțele cetățenilor care s-au făcut pe buget, care să fie cuprinse și așa cum a fost pus el în dezbatere publică pe e-mail, nu s-a făcut dezbatere reunită și așa mai departe, am aici cine vrea să și dorește să citească, s-au găsit numai contraargumente pentru a nu fi cuprinse în buget. Cam atât s-a reușit din partea executivului, vis-a-vis de cetățean. Adică cetățeanul, cu bună credință, a scris un nimeni. Dom'le, dacă puteți să faceți chestia asta, să cuprindeți în buget ca să fie, ne-am dorit. Dacă vreți, vă dau și exemplu. Așa. Dați-le, domnule. Da? Haideți să vă dau. Domnul Radu Mihai, alocare sumă pentru reparare monument, prima sondă săpată mecanic din România. Punct de vedere a executivului, obiectivul nu se află în perimetrul instituției. Patrimoniu, domnul. Dar vor fi identificate soluții, nu v-am întrebat, vă rog. Dar citiți cum trebuie, nu cum vreți. Nu vor fi identificate soluții, vă arăt, până asta a scris, sau cine a pe cine a scris. A citit odată. Soluții pentru igienizare. Deci, dar vor fi identificate soluții pentru igienizarea locației, care de alte zile stă într-o paragină totală. Da? Deci a dat un răspuns omul. Pe urmă. Apostol Mihai, reparație de un vânător de munte, montare 3 hidranți contra incendiilor. Îi spuneți așa, lucrările de reparație vor fi luate în calcul în cadrul lucrărilor de întreținere străzi, la anul și la mulți ani. Realizarea acestor lucrări necesită înlocuirea rețelei de apă existente. Asta știe toată lumea. Dar când anume, dacă alocați sume sau ce faceți concret, nu spuneți nimic. Asociația elevilor din Bacău. Solicită suplimentarea fondurilor din bugetul de stat pentru bursele elevilor din bugetele locale. Și spuneți așa, la capitolul 6502 învățământul în bugetul pe anul 2020 s-a alocat suma de 4.108.000 lei de învățământ pentru finanțarea cheltuielilor materiale necesare pentru desfășurarea activității. De ce îi zic fonduri la buget pentru burse și dumneavoastră spuneți de cheltuielor materiale? Adică nu vă dăm burse, vă luăm uși. Și așa se strică la liceu, apropo. Asigurarea transportului local, gratuit pentru elevi. Investiții în școli, digitalizarea școlilor de parcă. Cine plătește, domnul, transportul local la elevi până acum? Cine l-a plătit? Eu spun ce au spus. Ce au cerut elevi, da? Asociația elevi. Fonduri pentru asigurarea bazei în școli și asigurarea accesului la unități de învățământ. Bugetare participativ. Colectare selectivă în școli, decontarea cheltuielor pentru realizarea testelor COVID pentru reducerea de situații excepționale, asigurarea echipelor școlare pentru 2021-2023 pentru elevii defavorizați care ar putea fi victime ale abandonului școlar. Implementarea unui program care asigură masă, casă, caldă regulată în școli pentru elevii defavorizați. Produse dezinfectante, măști, etc., care vor ajuta școlile în lupta cu COVID-19. Bun. Asta au cerut. Bine, dar sunteți purtătorul de cuvânt al dânșilor? Nu, dar conform transparenței, dar am zis să știe și colegii mei ce anume au cerut cetățenii de la bugetul pe care l-ați arătat. Vă rog, mai sunt alte intervenții la buget, vă rog, domnul. Eu vreau să avem o întrebare. Ce înseamnă venitul nefiscal de 14 milioane, aproximativ 25% din bugetul local? Venitul bugetul local, anul trecut au fost alocat 9 milioane în buget, în primele 9 luni, în jur de 2 milioane s-a alocat asta. 14 milioane mi se pare la anul 7, iar 14 milioane fiscale. Ce înseamnă la nefiscale? Sigur. În deosebire, venitul din servicii. 13 milioane. Acela este un total acolo. Da, dar ce înseamnă la 14 milioane? Păi sunt. În total din care? Mă văd de multe din 30 milioane. Ce înseamnă? Și mai și ăsta este un total. Păi 30. Ia uitați-vă la total. Domnul Ciuva, citiți numai ce vă convine. Da, un total. Puneți-vă ochelarii. Mai multe lucruri. Da, da. Păi nu citiți aici, haideți, vă rog, ce vă convine. Domnul,
scoate. Domnul Mara, ați terminat cu întrebarea? Da. Vă rog frumos, din executiv, cine dorește să răspundă? Ați răspuns, da? Ați înțeles, este un total, apoi urmează un subtotal și apoi vedeți desfășurătorul meu. Da. Mai sunt alte observații? Dacă nu mai sunt alte observații, votăm, supun la vot bugetul cu acel amendament pe care l-ați aprobat. Două. Unul propus de grupul de consilieri și un amendament din cele patru propuse de domnul Mocic. Dar vă rog, cine este pentru? Bugetul întregului. Pentru bugetul întregului. Deci am votat amendamentele și acum bugetul întregului. Numără domnul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și domnul 1. 1. 8 voturi pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da. Proiectul nu a fost adoptat. Eu spun asta, nu spun asta. V-am spus de la început că proiectul are nevoie de o majoritate absolută, respectiv 9 voturi, deci proiectul de buget nu a fost aprobat. Consecințele o să le vedem. Mergem mai departe, da? Trecem la punctul 2, punctul 3, pardon, al ordinii de zi. Vă rog, dați-mi voi, mă opresc de asta, ce nu mai înțeleg. Proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor, vă rog liniște. Domnul Rusu, vă rog frumos. Renoirea, proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor cu membrilor Consiliului de Administrație a SECE, Compania de Utilități Publice Târgovna SA. Avizul comisiei. Comisia juridică. Comisia juridică, avizul nefavorabil, 3 voturi pentru, 4 împotrivă. Comisia de urbanism. Aviz nefavorabil pentru că a fost discutat acum două zile când n-a fost aprobat nici în aia. Deci nefavorabil. Da. Comisia economică. Noi am discutat la Comisia economică. Votul este favorabil, 5 voturi pentru. Observați discuții. La articolul 1 al proiectului vreau să se consemneze articolul 1, Consiliul Local să se consemneze îndreptarea materială în conform hotărârii adunării data de astăzi și hotărârii adunării generale extraordinare acționarilor din data de astăzi. Deci această îndreptare materială. Deci atenție, domnul secretar, da? Deci în urmă ședință ordinară, extraordinară și data modificată este eroare materială. Da. Vă rog discuții. Vă rog, domnul Barna. Domnul președinte, aveți conteneze că cele proiectul de hotărâre nu are niciun aviz. Nu au tipul de aviz. El s-a început atat avizul de max, adică i-am ținut aviz de max. Domnul, haideți să ne înțelegem. Da. Avizul este de la toate cele trei comisii. El este aviz favorabil sau nefavorabil, e cu totul altceva. Da, dar proiectul de hotărâre fie ordinară și data de 8, adică data de 10, este extraordinară. Deci pe asta nu are aviz. Nici o comisie nu are aviz. Proiectul de hotărâre nu are aviz. Da, este o observație pe care vă rog să o consemnați. Da. Alte observații, dacă sunt. Doriți cineva să intervină? De la societate? Doriți să interveniți? Da. Vă rog, atunci. Mai doriți cineva? Nu, nu, discutăm. Atunci, supun la vot, vă rog, atenție, supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SECE, Compania de Utilități Publice. Vă amintesc că e nevoie de majoritate absolută de 9 voturi. Cine este pentru? Unu, doi, trei, patru, cinci, șase, șapte. Opt. Și nouă. Mai numărați-o dată. Haideți cu mâna în sus.
Haideți, vă rog, pentru un parat. Bun. Nu știu pe votul, da? Numărăm numai pe o parte. Da. Deci 11 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Trecem la proiectul de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație al SECE Util Conseca SRL. Aoleu, scuzați-mă, am greșit. Mulțumesc. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Bă. 2, 3, 4, 5, 6. 6 abține, da? Mulțumim. Da, acolo nu se mai vede, Da. Trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la SECE Util Conseca SRL. Avizul Comisiei Juridice. Avizul este nefavorabil. 3 voturi pentru, 4 împotrivă. Avizul nefavorabil. La Comisia Economică, avizul a fost favorabil. 5 voturi. Noi n-am ținut cont de această eroare materială și avizul este favorabil cu 5 voturi pentru. Discuții, vă rog. Domnul Barna. Problemă. Deci, pot proiecta vădere nu are avizul de comitiv. Retroactiv nu pot face avizul de comitiv retroactiv de adunat general. Altă observație. Eroarea materială a fost consemnată în procesul verbal. Dacă sunt alte observații. Dacă nu, vă amintesc că este nevoie de majoritate absolută, 9 voturi. Ce în detalii materiale? Da, s-a făcut dreptarea materială, deci, la proiectul de hotărâre există această dreptare materială pe care inițiatorul are dreptul să o facă. Acum, supun la vot proiectul de hotărâre privind validarea renoirii mandatelor membrilor Consiliului de Administrație la SECE Util Conseca SRL. Cine este pentru? Mai spuneți pentru. 11 pentru. Cine este împotrivă? Cine se abține? 7. 6. 6. Mai ridicați o dată. Păi nu. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. De acord? Mulțumesc. Trecem la punctul 5 al ordinei de zi. Proiect de hotărâre. Privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Târgu-Ocra, numărul 55 din 25.06.2020, aprobarea proiectului dotare orașului Târgu-Ocra de județul Bacău, de fapt a Centrului Cultural Ion Italianu, cu bunuri pentru valorificarea tradițiilor locale, finanțat prin Fondul European Agricol pentru dezvoltare rurală, achiziționare de dotări și servicii pentru sprijinirea conservării patrimoniului material și imaterial local. Avizul comisiilor. Comisia aviz favorabil, nu unanimitate, 7 voturi pentru. Comisia Economică aviz favorabil, 5 voturi pentru din 5 prezenți. Dacă sunt observații, dacă nu sunt, vă amintesc că e nevoie de majoritate absolută, tot din 9 voturi. Cine este pentru? Haideți că se poate și majoritatea. Absolut. 17 voturi pentru din 17 prezenți. Pentru tradiții. Pentru tradiții. Mulțumesc. Cine este împotrivă? Cine se abține? Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale acționarilor la SECE Compania Regională de Apă Bacău s-a convocat în data de 25.02.2022. Avizele comisiilor. Comisia Juridică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru, 2 abțineri. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil, 3 voturi pentru, 2 abțineri. Comisia Economică. Aviz favorabil, 5 voturi pentru, din 5 prezenți. Vă rog, discuții. Vă rog, domnul. Noi aprobăm și dăm mereu mandat să fim reprezentat în CRAB și niciodată nu avem o dare de seamă la ce se discută acolo, dacă putem interveni și ne prezint într-o dată
o inițiativă trebuie să spun și asta, de la domnul primar, care chiar a trebuit să ne apere într-o problemă cu gravă. Ce să spun? Dăm tot avize, votăm. Am înțeles. Domnul Babi, vă rog. Stimați colegi, la obiect, la proiectul de hotărâre, ce ne cere domnul primar? Ne cere un aviz prin care îl împuternicim să voteze pentru în Aga Craft. Să voteze pentru trei lucruri. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022 al CRAP, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CRAP și împuternicirea persoanei, mă rog, e la un fel de divers. Cum dăm toți dintre noi, cum dăm noi pentru dacă nu știm planul de investiții, nu știm bugetul de venituri, nu știm dacă Târbodna apare aici sau nu apare, dacă trebuie să facem un amendament sau nu? Vă rog, domnul Băciucă! Vorbește domnul Băciucă, vă rog! Cum poate Consiliul Local să dea un vot în orb, nu în alb? Că nu e un vot de încredere, un vot în orb. Drept cine ne luați aici? Adică ne cereți un vot pentru, fără să puneți materiale. Știi cineva bugetul de acrab? L-ați văzut la mapă? Cum, Doamne, iartă-mă să veniți cu așa ceva pentru Consiliul Local? Și după aceea să spuneți Consiliul Local, m-a trimis, doamne, să votez pentru. Poate mă duc, poate nu mă duc, poate trebuie votul prin plic. Nu se poate așa ceva. Dacă considerați că așa funcționează Consiliul Local, îmi pare rău. Sau cel puțin, punctul meu de vedere este sub demnitatea noastră, să zicem așa, ca organ deliberativ, să primim, să ni se ceară votul pentru ceva care nu este dus ca material la mare. Dumneavoastră, colegi, stimați colegi, trebuie să votați cum credeți, dar asumați-vă răspunderea, dați-i domnului primar votul pentru și pe urmă să vedem ce se va întâmpla între domnule, nu știm. Deocamdată, dăm un vot în ceață. Da, mulțumesc. Dacă mai dorești, domnul, vă ați înscris la cuvânt. Domnul Borus Mihai, vă rog. Vă rog, vă rog, vă rog. Vă ascultează, să vă dăm un mandat de... Să ne reprezentați acolo. Nu e foarte de asta, dar să votăm noi așa... Că se dau dreptate domnului Abarei. Da, de acord, de mandatăm pe domnul primar, cum am mandatat întotdeauna primarul și așa n-are mare cuvânt acolo de spus, că primăria municipiului Bacău și Consiliul Județean reprezintă 90% din tot ce înseamnă asociat sau 98, iar noi celelalte voateuri doar noi ce au rămas. Așa că nu avem mare suflet. Dar ei ne forțează, acum proba, nu ne forțează. Doar domnul Abarei. Mă iertați, domnul președinte. Doamne, că ne forțează așa, hai băi, uite, să fost de acord cu toții. Noi vă mandatăm, să mergeți acolo să ne reprezentați. Dar aici nu se vă dreptate, omul. Votați, dar acum, ca și cum am votat, ca și cum am fi noi acolo, cu mâna sus, pentru noi, eu de acord cu domnul. Nu putem reformula apel să vă... Adică să vă mandatăm să ne reprezentați, nu să-mi votați. Să votați cu convingere. Să votați cum credeți de cuvință, dar nu să ne reprezentați, să votați ce spun ei. Poate nu puteți fi de acord acolo, adică puteți nu. Materialul este atașat. Domnul Drăgăruță, vă scrieți la cuvânt, vă rog. Da, domnul președinte. Vă rog. Păi, aici materialul că este atașat ordinea de zi care va fi acolo. Nu se duce chiar în plăci, nu? Este ordinea de zi, la ședință. Păi, cu poate de zi. De acord. Dacă mai dorește cineva, domnul primar. Vă rog, să facem parte din această structură a cărui operator operează și pe Târgoviște. Eu nu vreau să intru în polemici aici, că plus nu ne mai aducem aminte ce investiții să facă în oraș, nu ne mai aducem aminte multe lucruri. Așa cum, cum este prevăzut în proiectul de hotărâre, practic, trebuie să aprobarea cu pentru sau împotrivă sau abținere, dumneavoastră mă mandatați pe mine. Eu nu pot să, nu puteți să mă mandatați pe mine și eu să mă votez cam cum vreau eu. Pentru că nu e acționarul, este Consiliul Local. Consiliile locale. Într-adevăr, Târgu Ocna, alături de cele 80 și ceva de unități administrative, cu excepția primăriei municipiului Bacău, care deține 51%, Consiliul Județean Bacău 48% și diferența de 1% o avem cu toții ceilalți. Procedura lor, faptul că derulează
investiții publice prin finanțări europene și prin alte tipuri de finanțări ale unor organisme internaționale, au reglementat acest model. Noi trebuie să, dumneavoastră, eu am supus Consiliului Local, acest model de hotărâre în care, într-adevăr, la articolul 1, mă mandatați să aprob pentru proiectele de hotărâre. Aprobarea planului de investiții pentru anul 2022, aprobarea bugetului de venituri și cheltuielile societății pe anul 2022. Eu nu știu dacă Consiliul Local Târgovna poate să aducă un argument în favoarea sau în defavoarea bugetului de venituri și cheltuielile a operatorului. Aici va interveni probabil sigur un vot politic. Dumneavoastră veți decide cum veți vota. Mulțumesc. Domnul Babi. Vă informez că, am uitat să vă spun, pe data de 26 ianuarie a fost etapă de înscriere la licitație pentru investiția derulată prin POIM, în care era și Târgovna trecută ca și parte componentă. Până pe data de 26 nu a depus niciun ofertant. S-au reanalizat sumele, am înțeles că s-au recalculat și se va lansa din nou licitație. La nivel de Târgu Ocna, să știți că este o mare provocare, pentru că 5 străzi care trebuie să modernizate lucrările de infrastructură de apă și canal, pe 5 străzi din Târgu Ocna, se suprapun cu străzile care sunt în programul nostru de valorificare turistică. Și în toate documentațiile, noi am scris și am cerut ca să fim în prima etapă de licitații. Și ca drept dovadă am și fost. Și suntem puși pe lista de priorități ca să fie supus la licitații. Nu-i nimeni vinovat că niciun ofertant nu a depus documentații. De asemenea, tot cu sprijinul CRAV, în calitate de stat de operator, acum derulăm lucrări în cartierul Poieni, facem branșamentele la noua rețea de apă, trecerea de pe rețeaua veche și rețeaua nouă, și în cartierul Vâlcene. Teoretic ar fi trebuit ca noi să facem această lucrare de reparații sau de investiții din la Vâlcene, să o predăm la Chei. Dar în baza parteneriatului care îl avem și bunei relații de colaborare cu CRAV, echipele lor tehnice vin și asigură, alături de echipele tehnice de la compania Util Conseca, fac această lucrare, au făcut echipă ca să o finalizăm cât mai repede, pentru că oamenii din aceste cartiere au nevoie. Știm cu toții că în cartierul Vâlcene, o treime din partea de sus a cartierului nu are apă de atâta timp, pentru că alimentarea de acolo nu mai funcționează. Am încercat să suplinim cu apă transportată, cu mijloace de transport, dar doar apă industrială, doar apă pentru nepotabilă, să spun așa, și a fost transportată la 2-3 zile, transportăm cu mașina. Din păcate, sunt pierderi pe conducta veche și atunci derulăm această investiție. Zilele trecute s-a turnat și ultima parte a plăcii, acolo unde trebuie făcut corpul ăla de clădire deasupra rezervorului, acel rezervor nou, care a fost achiziționat anul trecut. Sperăm că, eu știu, până la finalul lunii februarie, sau eu știu, poate prima săptămână din luna martie, să reușim să terminăm montarea apometrilor, pentru că nu putem să deschidem după aia rețeaua dacă nu este și contorizată. Asta este sprijinul CRAV-ului. Ce am discutat cu conducerea, anul acesta va disloca sau va achiziționa un budo-excavator foarte necesar pentru echipa de la Târgu Ocna, pentru că echipa de la Târgu Ocna, la toate intervențiile, făceau solicitare și să vină budo-excavator de la Dărmănești, budo-excavator care până venea de acolo treceau ore și apăreau tot felul de versări de apă și de aia încă la Târgu Ocna ponderea sau volumul de apă pierdută datorită deficiențelor din rezervă este undeva la 30-40-50%. Suntem pe lista de investiții în cadrul POIM, cu acea sumă pe care am discutat-o și am aprobat-o în ședințele anterioare. De aici dumneavoastră pe decizie. Vă mulțumesc. Bine, vă rog, domnul Babi. Și apoi, domnul Drăgănuț. Da, da. Domnul Babi și domnul Drăgănuț. Domnul Drăgănuț, vă rog. Da. Păi, vrem strict pe acest proiect. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale a acționarilor, spune și data din 25.02.2022. Și este atașat aceste documentații convocarea trimisă de CRAV către și înregistrată la primăria Târgu Ocna în data de 25.03.2022 și este o ordine de zi la punctul 4, diverse, și avem trei puncte.
puncte care sunt clare. Noi aici putem veni cu obiecții, domnule primar, nu vreau să votați în felul următor. Dar ordinea de zi este detaliată, adică nu vă duceți chiar o orvește, dar noi putem face obiecții dacă... E ordinea de zi, clar, și spune la punctul 1. Deci e la spune. Păi nu putem, domnule președinte. Domnule, vă rog, vă rog, vă rog. Deci, păi este ordinea de zi, putem face obiecții pe fiecare punct. Domnule, la punctul tare, noi vă solicităm să votați împotrivă sau abțineri sau... Argumentat? Da, exact. Putem lua pe puncte, că doar putem merge pe puncte. Am înțeles, doar pentru că nu te puteți. Dacă ziceți nouă, unul din puncte, ce conține? Păi nu sunt toate aici. Ce conține punctul 2 din ordine de zi a capului? Întrebați dacă este echipa domnului consilier. Păi este foarte din echipa domnului. Vă citesc, vă citesc, să-i citesc ordinea de zi. Punctul 2. Aprobarea bugetului de venit constituie... Domnul Barna, vă rog. Deci la punctul 2, pe ordinea de zi, păi nu are materialul, dar este aici. Eu nu știu de ce nu are corect. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022, conform prevederilor articolului 11, aliniatul 2, litera F, din actul constitutiv grav. Este punctul 2, care mi-l acea colegul. Sunt trei plus unul divers, la punctul 1, să citești și cu parte de colegi și nouă material. La punctul 1, aprobarea planului de investiții pentru anul 2022, conform prevederilor articolului 11, alineatul 2, litera A, din actul constitutiv, CRAV. Și punctul 3, împuternicirea persoanei fizice care au îndeplinit formalitățile de publicitate și înregistrarea și a hotărârii adunării generale, ordinare, a acționarilor la Registrul Comerțului, precum și a persoanei care va semna hotărârea adoptată. Acestea sunt punctele pe ordine de zi la care va participa domnul primar, dacă noi îl mandatăm, da. Da, se pare clar. Mulțumim foarte mult. Domnul Vanciucă. Păi este spuntele. A terminat? Da. Domnul Abadi, domnul Barna și domnul Vanciucă după. Vă rog. Filozofie. Vă rog, domnul. Domnul Drăgănță, cred că e lămurit. Aveți dreptate până la un punct, domnul Drăgănță. Ei, bine, că am totuși dreptate. Mulțumesc. Nu, aveți dreptate că sunt trecute aici plane de investiții, dar ele nu sunt lăsate, ele nu sunt prezentate. Domnul primar, dacă le aveți, aduceți, că sunt întâlnite. Dacă vreți un plan. Spuneați de placa rezervorului, de nu știu ce. Nu despre placa rezervorului vorbim. Vorbim despre planul de investiții, despre bugetul de venituri și cheltuieli, pe care noi vă mandatăm să votați pentru astea două proiecte. Dar veți, aduceți-vă, haideți să ne uităm pe el și vă dăm un vot sau... Mulțumesc, domnul Barna. Pretendem de la proiectul, dacă vă duc bugetul, cât măcar cât de tot al meritul din material. Nu, dacă vreți să aprofundați materialele de ședință, putem să intervenim, să ne... Trimită CRAV-ul, desfășurat materialul, dacă vreți să... Dar dacă am de materialul, cum trebuie. Hei, vreau să fim gică contra, mă rog, de așa... Bun, am înțeles. Puteți să răspundeți, domnul Drăgănță, la ce v-am întrebat? Da, dacă dorește să cunoască în profunzime materiale, poate să se adreseze CRAV-ului, nu? Am înțeles. Sau prin mijlocirea domnului primar, cred că poate să-i pună la dispoziție materialele. Să ceară asta. Vă rog, domnul Măciucă. Noi votăm, cum ar veni, numai titlul, dar conținutul nu îl știu. Nu știu și eu, eram curios, de exemplu, câte investiții face CRAV în Târgu Ocna. Că avem țevile la limita uzurii și ne face la avarie oricând, de poate putem să avem probleme, cum am avut și în trecut. Ce investiții fac în Târgu Ocna? Ce sumă? Ne gândim la a doua, a treia, a cincea sursă de apă. Putem... cum îi spune, să scadem prețul apei, există o posibilitate că de crescut toată lumea se duce. Am înțeles. Calitatea apei. Da? Iată. Mai sunt alte intervenții? Mai doriți să luăm? Mai doriți pe cineva? Atunci, vă rog să fiți atenți, supunem la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al orașului Târgu Ocna pentru ședința adunării generale acționarilor SECE, Compania Regională de Apă Bacău, convocată în data de 25.02.2022. Cine este pentru? Șapte voturi pentru, da? Și
8 voturi pentru, da? Pentru acest proiect de hotărâre, vă amintesc că este nevoie la fel de majoritate absolută de 9 voturi. Cine este împotrivă? Căciucă. Cine se abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cine se abține? Încă o dată. Diferență. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1 împotrivă 9. Da. Proiectul de hotărâre? Nu a trecut. Da. Având în vedere că punctul 7 a fost scos de pe ordinea de zi, arbitrăm la un top, întrebări, interpelări, răspuns. Vă rog. Diverse. Poftiți? Diverse. Da, diverse. Vă rog să ridicați problemele care le doriți, scurt și la obiect. Aici v-aș consulta dacă doriți să limităm timpul sau să fiți dumneavoastră scurt, să nu limităm. Regulamentul ne permite să limităm. Vă rog să fiți fiecare cât se poate de conciș la ceea ce vă referiți. Vă rog, domnul Ciuc. Deci am observat că nu au fost lăsate la o parte, deci nu mai știu cum să zic, nu au fost cuprinse în planul de investiții, nu s-au amintit absolut nimic despre căminul de fete care a fost salvat de la Vere Mare, despre cinematograf, despre Casa Borisov. Am văzut că a căzut și valul Miresei și acum sunt toată splendoarea. Dacă poate să ne zic un primar, are un buget, da? La anul trecut tot așa, da, că să avem răbdare că lucrurile se rezolvă. Anul ăsta domnul, vă ridicați problemele și dăm cuvântul domnului primar dacă așa se răspund. Vă rog, ce trebuie de puteți să le sunt foarte scurt, mai scurt decât cred. Vă rog. Câte cereri de cumpărare sunt pentru locuințele alea? Atât. Atât, da? Da. Ați terminat. Am terminat. Da. Câte cereri de cumpărare? Da, doriți cineva să răspundă? Eu vreau să... Nu, să răspund. Să terminăm cu domnul Ciuc. Da. Nu dorește să răspundă, veți primi răspunsul înscris, da, cu timp, da. Domnul... Da, eu cu care mi-am răspuns. Asta arată considerația, mă scuzați să spun. Asta arată considerația executivului către ceilalți consilieri.